Bună, dragii mei, sunt Codrina Oana și astăzi am hotărât să fac din nou o filmare pentru că perioada este foarte, foarte intensă și m-am gândit să-i ajut în felul meu cu explicațiile mele pe cei care simt tot felul de lucruri, care nu au timp să urmărească și să înțeleagă tot ceea ce se întâmplă acum în lume și cu viața lor. Este foarte posibil pentru cei dintre voi care citiți foarte mult și ascultați foarte mult pe YouTube, să nu spun noutăți, dar acest video este făcut special pentru a veni în ajutor celor care au mai puțin timp la dispoziție, au mai puține informații, au lucrat mai puțin cu ei și în acest video voi încerca să vă ofer un pic din experiența mea, din ceea ce eu văd, din ceea ce eu simt, din ceea ce mi se întâmplă și mie. Așa cum sunt convinsă că ați remarcat cu toții, este o perioadă așa cum n-a mai fost până acum. Este extraordinar de încărcată, noi ne simțim într-un fel, fiecare în alt fel, dar numai bine nu. Avem tot felul de simptome, o să intru așa cum v-am obișnuit și la simptome. Problema este că avem însă foarte multe încercări și la servici, ne simțim foarte obosiți, ne simțim epuizați, foarte mulți dintre cei care ne sunt dragi sunt bolnavi sau sunt pe cale de a pleca din această lume sau au plecat deja. Sunt convinsă că sunt mulți dintre voi care experimentați și asta. Pe scurt, totul este așa de intens, iar lucrurile de zi cu zi care trebuiesc făcute parcă se adună din ce în ce mai multe și parcă nu dovedim să le facem. La toate astea se adaugă nopțile nedormite, se adaugă stările care, pe emoțional, care sunt extrem de intense. Acum suntem nefericiți și nu știm de ce, ne simțim undeva cumva căzuți, ca peste 10 minute să fim în echilibru, să ne simțim binecuvântați și să vedem partea plină a paharului. Dacă mă întrebați pe mine, totul este un roller coaster, este un amestec incredibil de bun și rău, senzații tari și mai puțin tari. Acum suntem sus, acum suntem jos și deja nu mai știm ce se întâmplă în viața noastră. Și venim acasă și vrem să ne liniștim și deschidem știrile și acolo încep alte bombe și alte lucruri care sunt departe de a ne aduce liniște, începem să ne îngrijorăm și mai mult și intrăm în acea buclă din ce în ce mai adânc, din care nu reușim să mai ieșim. Cred că am reușit să caracterizez această perioadă și să vă încadrez pe voi toți cu tot ceea ce simțiți și cu tot ceea ce experimentați în această perioadă. Ce se întâmplă, de fapt? Cum înțeleg eu, de fapt, lucrurile? Este exact așa cum v-am mai spus în alte videouri de ale mele. Nu mai este timp. Da? Am venit aici pentru a ascensiona, pentru a ascensiona. Am venit aici pentru a ne schimba viața. Am venit aici pentru a intra în conștiința unității, puțin câte puțin. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă conștiința lui 1, despre care v-am vorbit și în mesajul lui Aștar pe luna noiembrie? Înseamnă de a ne elibera de judecăți, de a ne elibera de prejudecăți, de a nu mai fi în acea stare bun-rău, iubit-neiubit, ură-iubire, alb-negru, da? Trebuie să intrăm în această stare a lui 1 și să știm că, de fapt, această
Planetă Pământ este o școală și este o școală foarte dură. În momentul în care ne întrupăm în această școală, pe această planetă, evoluăm mult mai rapid și mult mai repede decât pe orice altă planetă pe care ne-am încarnat și atunci ne facem lecțiile mai ușor. Și evoluând ca spirite și trecând acele praguri ca și spirite și ajungând mai aproape de locul unde este Dumnezeu situat, atunci totul se schimbă și este mai frumos și mai binecuvântat. Și de fapt, totul în această lume, ca să spun așa, este despre evoluție. Da? Noi evoluăm și ca oameni, evoluăm ca spirite, intrăm în diferite dimensiuni și avem diferite misiuni. Cu cât suntem mai sus, în dimensiuni superioare, cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât suntem mai mult în lumină, în iubire și în conștiința lui Unu. Acum este momentul ca planeta Pământ să ascensioneze. Ea a ascensionat deja, ea este deja în dimensiunea a cincea, dar mai trebuie să ascensionăm și noi. Noi suntem în dimensiunea a patra deja, marea majoritate dintre noi, dar există anumite grade ale, ca să spun așa, ale dimensiunii a patra, adică nu intrăm direct din 4 în 5, este 4,1, 4,2, 4,3 și tot așa, până când ajungem în 5. Cum ajungem în 5? Eliberându-ne de bagaje. Ce înseamnă bagaje? Înseamnă traume, judecăți, tipare pe care le moștenim din societate, le moștenim din familie, le moștenim înțelegând nu tocmai corect ceea ce ni se întâmplă în viață, pentru că atunci când nu suntem deschiși și când nu vedem partea plină a paharului și nu înțelegem că de fapt această viață pe pământ este o lecție, da? Faptul că ne-am încarnat pe acest pământ înseamnă de fapt să înțelegem niște lecții și ca să înțelegem acele lecții trebuie să trecem prin anumite experiențe de viață care nu sunt ușoare, sunt foarte dure. Și în felul ăsta ușor-ușor evoluăm. Faptul că de câțiva ani, din 2012, am început să aducem cât mai multă lumină și s-au creat condițiile necesare pentru ca planeta Pământ să evolueze, împreună cu ea evoluăm și noi. Împreună cu ea ne eliberăm și noi din bagaje, din credințe, din tipare, din tot ceea ce considerăm că acele credințe limitative conform cărora considerăm că datorăm ceva societății, părinților, familiei, da? Toate acestea trebuie să le eliberăm. Toate aceste lucruri trebuie să înțelese dintr-o altă perspectivă. Toată karma terminală, tot ceea ce am trăit vieți și vieți de-a rândul, încarnări și încarnări de-a rândul, acele lucruri neterminate pe care le numim karma și pe care nu le-am rezolvat în această viață și acum putem să ne eliberăm de ele lucrând cu noi, lucrând cu terapeuți, lucrând cu energetic și din această cauză lumina care și-a făcut apariția pe pământ din ce în ce mai mult din 2012 încoace acum a atins un apogeu foarte mare, este foarte multă lumină, dar ea eliberează din întuneric. Fiind foarte multă lumină, vă ajută să vedeți tot ceea ce nu mai este aliniat cu voi, cu sinele vostru, cu misiunea personală a voastră și cu lumea în care trăim. Și atunci, în momentul în care deschidem televizorul, vedem tot felul de știri și vedem tot felul de lucruri care se întâmplă și spunem, Doamne, pe vremea mea nu era așa. Păi nu era așa.
Era așa, dar noi nu vedeam pentru că lumina nu ne ajuta să vedem ceea ce se întâmplă. Acum această lumină ne ajută să vedem tot ceea ce se întâmplă atât în exteriorul cât și în interiorul nostru, dar asta este de aparte de a fi comod, de a fi frumos și de a fi ușor. Cam asta este, despre asta este în această perioadă. Lumina dezvăluie foarte mult din întuneric și ne dezvăluie nouă tot ceea ce trebuie să eliberăm. Și atunci eu vin și vă spun, încercați să lucrați, încercați să vedeți în ce domeniu al vieții voastre lucrurile nu merg. Fie că sunt probleme de sănătate, dacă sunt probleme de sănătate, uitați-vă la acele cauze spirituale ale bolilor. Deja tindem, din ce văd eu și din ce simt eu, în maximum 5 ani, medicina nu va mai face față singură. Va fi nevoie de această interconectare între energetic, între cauzele spirituale ale bolilor și tratamentele pe care medicii le dau. Sunt foarte, foarte mulți oameni care au tot felul de simptome de ascensiune, inclusiv medicii pe care nu le pot rezolva și nu și le explică. De aceea încercați să vă uitați pe cărțile lui Louise Hay, pe tot ceea ce reprezintă cauze spirituale ale bolilor și să înțelegeți de ce anume treceți prin ceea ce treceți. O să vă povestesc imediat ce am experimentat eu în ultimele 2 săptămâni și ieri am fost într-un proces de vindecare foarte, foarte, foarte intens, proces care nu e ușor nici pentru mine, nici pentru voi, dar cu cât veți învăța să intrați, și asta vă pot învăța terapeuții voștri, să intrați mai mult în traume, să intrați mai mult în durere, să recunoașteți umbra, întunericul din voi și lucrurile pe care nu le percepeți corect, cu atât veți rezolva mai multe lucruri din voi și în acest fel veți ascensiona. Sigur sunteți ca și simptome, sunteți epuizați, sunteți obosiți, nu dormiți noaptea. Aveți senzația că totul este pe repede înainte și că nu mai faceți față nici serviciului, nici cu problemelor din familie și că undeva ceva se întâmplă împotriva voastră. Sunt foarte multe simptome care acum ies la suprafață. Sunt dureri foarte mari de cap, presiune mare la tâmple, presiune la nivelul celui de-al treilea ochi, presiune și dureri foarte mari cervicale, umerii. De asemenea, inima se deschide, chakra inimii. Foarte mulți dintre pacienții mei au mari probleme cu amețelile și cu chakra inimii. În momentul în care se activează Merkaba, în momentul în care energiile sunt foarte, foarte intense, dacă voi nu știți să vă împământați sau nu înțelegeți că este nevoie uneori să vă împământați și de 5-6 ori pe zi, în așa fel încât voi sunteți o ancoră, tot ceea ce curge din cer, curge prin voi. Dacă voi nu împământați, voi vă încărcați de acele energii pe care corpul vostru nu le poate duce și atunci împământați-vă, trimiteți-le în pământ și conectați-vă cu mama pământ. Ea știe exact ce să preia și cât să preia din energiile voastre ca voi să deveniți stabili, ca voi să nu mai aveți atâtea amețeli și atâtea stări proaste. Deci împământarea este absolut formidabilă și benefică în această perioadă. Se deschide chakra inimii, puteți avea foarte multă presiune pe inimă care se duce până în spate, deci ajunge până la dureri de spate între omoplați. Magneziu este foarte, foarte bun în această perioadă. Meditațiile de curățire și de împământare. Lucru cu vindecători și cu cei care știu cum să vă elibereze de karmă.
Dacă voi sunteți evoluați, puteți face asta și voi împreună cu ghizii voștri. Sunt diferite metode prin care puteți face asta. Sigur că puteți face asta și singur dacă știți cum puteți s-o faceți. De asemenea, sunt foarte multe stări legate de pierderi de memorie și de faptul că simțiți că nebuniți, că nu mai știți din ce s-a petrecut aseară, nu mai știți ce ați mâncat, nu mai știți ce ați vorbit cu partenerul, nu mai știți ce ați vorbit la telefon. Mi se întâmplă și mie și am ajuns să-mi notez aproape tot ca să pot face față pacienților mei. Nu nebuniți, este ok. Acolo unde mergem nu o să mai avem nevoie atât de mult de memoria noastră. Corpul nostru se schimbă, ADN-ul nostru se schimbă și e normal să trecem prin ceea ce trecem. Două minute am să vă povestesc ce experimentez eu de două săptămâni. Sunt lucruri care nici nu mi-au trecut prin cap, dar pur și simplu Dumnezeu mi le-a dat printr-un simptom foarte dur, ca să înțeleg că ceva nu fac greșit. Pe scurt, după cum știți, și eu am avut o perioadă astăvară când cineva foarte drag a plecat din viața mea și mi s-a schimbat viața complet. De două săptămâni pur și simplu m-am trezit cu ceafa înțepenită, cu niște dureri cumplite, care nu cedau la tratamentele mele, nu cedau nici măcar la analgezice foarte puternice. Voi toți știți, cei care mă urmăriți, că sunt și medic și eu sunt pentru pastile și vă recomand atunci când aveți dureri mari să nu stați să epuizați corpul, dacă puteți să-l ajutați, dar nu să exagerați cu aceste pastile. Am luat și antiinflamatoare și nimic nu mi-a ajutat sau foarte puțin. Și atunci am întrebat Ghizi și pe arhanghelul Uriel, cu care eu lucrez foarte mult, acel arhanghel psiholog care ne ajută să ne înțelegem stările și să ne vindecăm problemele. L-am întrebat ce se întâmplă, ce anume fac din ceea ce fac, în așa fel încât sunt înțepenită de două săptămâni și atunci când nu sunt în fața pacienților mei, am pur și simplu, deci până ajung până la lacrimi, durerea și a fost atât de mare încât nu mai știam ce să fac. Și fac asta de două săptămâni, cer ajutorul ghizilor de două săptămâni, iar ieri, imediat după eclipsă și bineînțeles în pragul portalului 11-11, ghizii mei mi-au spus: consider că tot ceea ce ți se întâmplă este nedrept. A fost foarte dur, pentru că a trebuit eu să mă confrunt cu mine, cu durerile mele și cu limitările mele. Și am intrat în interiorul meu și am văzut că da, faptul că mi-am pierdut pe cineva care mi-era foarte, foarte drag, undeva în sufletul meu, nu m-am eliberat de această povară și consider că ceea ce a venit acum la mine este nedrept. Și bineînțeles că au apărut și simptomele, da? Și pentru că eu lucrez mai mult cu mine și pentru că în momentul în care ai mai multă lucrezi de mai mult timp cu tine, totul îți vine instant ca un cuțit, dar vine special pentru că voi puteți rezolva, deci bucurați-vă pentru asta, nu-i ușor, nu-i simplu, și vine pur și simplu instant simptomul și este foarte dur, da? Apropo, asta se va întâmpla în luna noiembrie și decembrie la foarte mulți dintre voi. Boli aparent ieșite din senin, cu simptome cumplite, care vin special ca să vindece tipare credințe karma terminală. Da? Și lucruri pe care
pe care le aveți de rezolvat. Ca să mă întorc la mine, da, am izbucnit în lacrimi, am recunoscut că da, mi se pare că tot ceea ce mi se întâmplă este nedrept, deci undeva există furie și frustrare. Acolo unde există furie și frustrare, există cumva și o neîncredere în fluxul vieții și în Dumnezeu și eu sunt om ca și voi și trec prin diferite situații ca să mi le pot vindeca. Tot ceea ce este neplăcut și care trebuie vindecat este scos la iveală și va fi scos la iveală la un mod extraordinar de intens și de provocator în aceste 2 luni. Am recunoscut că da, mi se pare nedrept tot ceea ce mi se întâmplă. Am intrat în vindecare, mi-am anulat tot ce era de anulat, n-am mai răspuns la telefoane, am cerut ghiților să-mi trimită vindecare, am lucrat cu flacăra violet și încetul cu încetul am început să înțeleg și să permit această vindecare, cum? Acceptând că de fapt am venit aici să învăț pe acest pământ, că nu mi-am propus ca și nimeni din cei care vin pe această planetă nu-și propun să aibă o viață ușoară, ei vin să învețe lecții, nimic nu este ușor, poate fi însă făcut să fie ușor, după ce ne eliberăm de aceste bagaje va fi foarte ușor și foarte frumos și în următorii ani veți vedea că lucrurile se vor simplifica și da, am intrat în acea fază de acceptare că da, ceea ce mi se întâmplă este drept, că eu trebuie să-mi iau puterea înapoi. Am înțeles încă o dată lecțiile pe care trebuia să le înțeleg în așa fel încât să nu mă mai consider nedreptățită și astăzi sunt ceva mai bine, durerile au scăzut. Până integrez și până accept va mai dura, dar totul este mai suportabil. Cam astea sunt stările prin care am trecut eu. Ăsta este și motivul pentru care nu v-am făcut update-ul lui Ashtar, care va ajunge la voi în câteva ore. Update-ul pe luna noiembrie. Nu am fost în stare fizic. Mi-a fost foarte greu. Dar totul acum se rezolvă, este suficient, după cum vedeți, de o zi de suferință, o zi în care să vă înțelegeți și să vă acceptați pe voi cu umbra voastră, să vă îmbrățișați umbra, să transmutați în lumină și iubire cu ajutorul focului violet și după o zi vedeți că eu pot să vorbesc public de traumele mele, deci sunt într-un proces de vindecare și de recuperare. Asta se va întâmpla toată perioada până la sfârșitul anului. Este posibil să nu fim foarte fericiți nici până la sfârșitul, nici la sfârșitul anului, când de obicei eram foarte fericiți și sărbătoream. Dar toate aceste stări și toate aceste lucruri vin cu un bonus de care sunt convinsă că vă veți bucura foarte, foarte curând. Tot ce pot să vă spun, pentru că mă întreabă și pacienții mei, din ceea ce văd eu, perioada va fi în continuare foarte intensă, vor fi doar, știu eu, o săptămână după 15 noiembrie, o săptămână cât de cât de relax, de relaxare, ca să ne putem integra ceea ce am învățat, ceea ce am vindecat, pentru că e foarte importantă integrarea, după care în ajunul Crăciunului 21-22 vom fi din nou luați pe sus. Asta este perioada, toți trecem prin asta, cu cât lucrăm mai mult, cu atât trecem mai ușor și mai rapid. Sfârșitul anului va veni cu tot felul de vești pe plan în exterior nouă, cât și în interiorul nostru.
Dar cu cât veți fi mai mult ancorați în mama pământ, cu cât cred eu că veți ști, eu cel puțin așa sunt, în momentul în care știu ce se întâmplă, știu despre ce este vorba, știu că este și în puterea mea să pot rezolva și atunci mă liniștesc. Și cam așa vor decurge lucrurile până la sfârșitul anului. Sigur că voi face un update energetic și pe luna decembrie, să vedem ce mai este nou, să vedem ce ne mai spune Aștar nou legat de luna decembrie. Mesajul meu este să încercați să fiți cât mai în inima voastră, cât mai mult în inima voastră, cât mai echilibrați, să nu faceți așa ca mine, să vă considerați nedreptățiți de viață și de soartă și de Dumnezeu. Și să încercați să înțelegeți din tot ceea ce vi se întâmplă, de ce vi se întâmplă și de ce a ieșit la iveală acum. De obicei, sinele vostru divin știe exact când să scoată la iveală tot ceea ce nu vă mai este benefic, și când puteți să rezolvați. El știe exact momentele în care puteți să rezolvați. Deci dacă sunteți într-o perioadă grea, sunteți într-o perioadă în care totul vă apasă, înseamnă că ăsta este momentul în care să puteți rezolva tot ceea ce aveți nevoie de rezolvat. Vă doresc ca perioada următoare, imediat următoare, să vă fie ușoară, cât mai ușoară posibil. Încă o dată vă rog, apelați și comentați, apelați la mine, întrebați-mă tot ceea ce știu. Și cu tot ceea ce pot să vă ajut, vă ajut cu inima deschisă, cu dragă inimă. Toți cei care vor să lucreze cu mine, mă găsesc pe Codina Iancoveanu Facebook, mă găsesc pe adresa de mail ashtarlessons@gmail.com. Încă fac foarte multe lucruri, lucrez foarte diversificat cu pacienții mei. N-am avut încă timp să pun în lista de prețuri, de aceea, dacă sunt lucruri de care aveți nevoie, vă recomand să-mi scrieți sau pe Messenger sau pe e-mail și să mă întrebați dacă sunt lucruri cu care lucrez. Promit că până la sfârșitul anului voi rezolva și această listă ca voi să fiți în claritate, să vedeți exact ceea ce pot să lucrez cu voi. Vă aștept cu mare drag. Nu uitați că există și acel pachet de healing de 26 de euro, cele două meditații cu videoul care ajută foarte mult în această perioadă pe sănătate. În speranța că o să aud numai lucruri bune și că o să vă pot ajuta foarte mult, aștept comentariile voastre și intervenția voastră. Rămâneți cu bine!